Vă salut din nou pe toți cei care vă pregătiți pentru diferite examene de fizică, de admitere sau de bacalaureat. Azi voi rezolva a doua parte a testului dat la admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în anul 2023. Rezolvările pentru prima parte au fost publicate în videoclipul precedent din această serie. Găsiți linkul în descriere. Deci și acest videoclip vă poate ajuta pe toți cei care vă pregătiți din termodinamică, curent continuu și optică. Pe parcursul rezolvărilor, voi aminti și videoclipurile care vă ajută să înțelegeți teoria necesară rezolvărilor prezentate, iar în descriere găsiți linkurile spre aceste materiale. Textul cere să răspundem întrebărilor după regula pe care o cunoașteți deja. Să începem. O sursă de tensiune electromotoare reală, cu caracteristicile E mare, R mic, funcționează în scurt circuit. Următoarele afirmații sunt adevărate. Scurt circuit înseamnă că rezistența exterioară, adică rezistența circuitului legat la sursă, este zero. Și atunci, legea lui Ohm pentru întregul circuit, I egal cu E mare supra R mare plus R mic, devine, și acest curent este acum curentul de scurt circuit, E supra R mic. Pentru că R mare este zero. Deci curentul de scurt circuit este E supra R mic. Iar tensiunea la bornele sursei se poate calcula cu relația E minus I ori R mic. Și la scurt circuit vom avea E minus curentul de scurt circuit înmulțit cu R mic. Adică tensiunea la bornele sursei va fi E minus curentul de scurt circuit E supra R mic înmulțit cu R mic. R mic se simplifică și tensiunea la borne este E minus E, adică 0. Deci tensiunea la scurt circuit la bornele sursei este 0. Să vedem variantele de răspuns. 1. Tensiunea la bornele sursei este E. Nu, tensiunea la bornele sursei este 0. Deci varianta 1 e greșită. 2. Intensitatea curentului prin sursă este E supra R mic, da? E adevărat. 3. Rezistența externă este infinită. Nu. Rezistența externă este 0. Varianta 3, greșită din nou. 4. Puterea totală debitată de sursă este E pătrat supra R mic. Puterea se poate calcula I pătrat înmulțit cu R. În cazul nostru, puterea este curentul de scurt circuit la pătrat și înmulțit cu R mic, cu rezistența internă a sursei, pentru că nu avem altă rezistență în circuit. Atunci puterea va fi E pătrat supra R mic pătrat, acesta este curentul de scurt circuit, înmulțit cu R mic. Se simplifică R mic cu R mic pătrat și găsim că puterea la scurt circuit este E pătrat supra R mic. Să nu confundați această putere cu puterea maximă pe care sursa o poate da circuitului. Acea putere este E pătrat supra 4 R mic. Și după cum vedeți, puterea la scurt circuit
Este de 4 ori mai mare decât puterea maximă pe care sub sau poate da unui circuit în care avem un rezistor. Dar această putere produce doar o degajare de căldură în sursă. Deci e utilă doar dacă avem nevoie de căldură. Nu o putem folosi în alt fel. Și ea este E pătrat supra R mic, ceea ce înseamnă că varianta 4 este corectă. Și atunci, dacă 2 și 4 sunt corecte, trebuie să răspundem cu C. Despre rezistivitatea ρ a unui conductor metalic, este adevărat că rezistența unui conductor R mare depinde de dimensiunile lui și de materialul din care este confecționat. Și are expresia ρ înmulțit cu L supra S, unde ρ este rezistivitatea și este constanta care depinde de materialul din care este confecționat conductorul. L este lungimea lui, S este area secțiunii. Deci aceste două mărimi se referă la geometria conductorului. Și acum să vedem ce variante de răspuns avem. Depinde de lungimea conductorului. Nu. Rezistivitatea este o constantă de material. Depinde de materialul din care este confecționat conductorul. Nu se schimbă dacă conductorul are altă lungime. 2. Depinde de area transversală a conductorului. Același lucru. Nu depinde. 3. Depinde de rezistența conductorului. Nu. Rezistența conductorului depinde de rezistivitate pe lângă dimensiuni. Și 4 are ca unitate de măsură ohm ori metru. Din această relație se vede că ρ este R înmulțit cu S supra L, ceea ce înseamnă că unitatea de măsură în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru rezistență, adică ohm, înmulțit cu unitatea de măsură pentru arie, metru pătrat, supra unitatea de măsură pentru lungime, metru. Și, într-adevăr, unitatea de măsură pentru rezistivitate în sistemul internațional este ohm înmulțit cu metru. Deci, varianta 4 este adevărată, este corectă, așa că avem o singură variantă corectă, 4, răspunsul trebuie dat sub forma D. Se consideră un circuit electric simplu, format dintr-o sursă de tensiune electromotoare reală și un rezistor extern R mare. În paralel cu rezistorul R mare se conectează un alt rezistor cu rezistența R mare 1. Următoarele afirmații sunt adevărate. Deci avem un circuit simplu în care găsim o sursă cu caracteristicile E mare, R mic și un rezistor cu rezistența R mare. Și legăm în paralel cu acest rezistor încă un rezistor cu rezistența R1. Dacă facem acest lucru, rezistența circuitului scade. Va fi mai mică după ce legăm rezistorul R mare 1 decât era inițial, pentru că rezistența unei grupări paralel e mai mică decât rezistența oricăruia dintre rezistorii care au fost legați în gruparea respectivă. Iar dacă rezistența externă a circuitului scade, atunci intensitatea curentului, care zice legea lui Ohm este E mare supra rezistența externă plus rezistența internă, înseamnă că intensitatea curentului crește. Din moment ce RE scade numitorul acestei fracții, intensitatea curentului crește. Și atunci să vedem ce variante de răspuns avem. 1. Intensitatea curentului prin sursă crește, da? 2. Tensiunea de la bornele sursei scade. Tensiunea la bornele sursei este E minus I înmulțit cu R mic. Și dacă intensitatea curentului crește, se scade mai mult din tensiunea electromotoare, ceea ce înseamnă că tensiunea la borne, într-adevăr, scade.
3. Puterea utilă debitată de sursă pe circuitul exterior poate să crească sau poate să scadă. Aici vedeți graficul care ne arată cum variază puterea utilă pe care o sursă o dă unui circuit, adică puterea pe circuitul exterior în funcție de rezistența acestui circuit. Și după cum vedeți, există un maxim. Maximul se realizează atunci când rezistența externă a circuitului este egală cu rezistența internă. Și acum să presupunem că inițial valoarea rezistenței R mare era cea pe care o vedeți pe grafic. Dacă legăm rezistorul R1, rezistența scade. Înseamnă că e ca și când ne-am duce spre stânga în graficul nostru. Și după cum observați inițial, puterea crește, dar dacă trecem de valoarea lui R mic, începe să scadă. Și dacă mergem destul de mult spre stânga, ajungem la puteri mai mici decât era puterea inițială. Ceea ce înseamnă că varianta 3, puterea utilă debitată de sursă pe circuitul exterior poate să crească sau poate să scadă, este adevărată. 4. Căderea interioară de tensiune pe sursă, U mic, scade. U mic este produsul dintre intensitatea curentului prin sursă și R mic. Adică este tensiunea pe rezistența internă a sursei. Dar noi știm că intensitatea curentului crește și atunci și tensiunea internă crește, ceea ce înseamnă că varianta 4 nu este corectă. Deci sunt corecte variantele 1, 2 și 3, trebuie să răspundem cu A. Se consideră o prismă optică având unghiul A plasat în aer. În cazul deviației minime, folosind notațiile din manual, este adevărat că deviația minimă se realizează atunci când, așa cum vedeți în desen, unghiul de incidență este egal cu unghiul de emergență, adică I este egal cu I'. Și atunci să vedem variantele de răspuns. 1. I egal cu I'. Da, aceasta este condiția de deviație minimă. 2. R egal cu R' egal cu AP2. R trebuie să fie egal cu R' dacă I este egal cu I'. Din motive de simetrie și datorită legii refracției. Deci R este egal cu R', să vedem dacă sunt și egali cu AP2. Dacă vă uitați la desen, observați acum un unghi al cărui vârf l-am colorat în roșu, unghiul D. Acest unghi are aceeași măsură cu unghiul A al prismei, pentru că are laturile perpendiculare pe laturile unghiului A și amândouă sunt ascuțite. Dar acest unghi D este unghi exterior triunghiului IDI', ceea ce înseamnă că el trebuie să fie egal cu suma unghiurilor nealăturate lui. Deci unghiul D trebuie să fie egal cu unghiul R plus unghiul R'. Dar R este egal cu R'. Deci este de două ori R. Și pentru că D, am spus, are aceeași măsură cu A, înseamnă că, într-adevăr, R are măsura AP2 și atunci și R' are măsura AP2. Și asta înseamnă că și varianta 3, varianta 2, mă scuzați, este adevărată. 3. Mersul razei de lumină prin prismă este simetric. Da, așa cum vedeți în desen, există o simetrie față de înălțimea dusă din vârful A al prismei. Doar în acest caz deviația este minimă. 4. Raza de lumină emergentă este perpendiculară pe a doua față a prismei. Acest lucru este imposibil în condițiile deviației minime. Pentru că la deviație minimă, unghiul I trebuie să fie egal cu unghiul I'. Iar dacă o rază cade perpendicular pe fața din stânga a prismei, adică are unghiul de incidență 0, ea nu mai are cum să ajungă la fața a doua a prismei,
în așa fel încât să și iasă din prismă perpendicular pe fața a doua a ei. Pentru ca I' să fie și el 0, atât cât este unghiul I. Și nu se poate întâmpla acest lucru, pentru că raza trece acum dintr-un mediu mai refringent, într-un mediu mai puțin refringent, ceea ce înseamnă că ea trebuie să se îndepărteze de normală, n-are cum să se apropie de normală. Deci, varianta 4 e incorrectă, sunt corecte variantele 1, 2 și 3, trebuie să răspundem cu A. O cantitate nu moli de gaz ideal monoatomic efectuează un proces termodinamic descris de ecuația P ori ρ este constant. P înmulțit cu ρ constant, unde ρ este densitatea. Următoarele afirmații sunt adevărate. 1. La dublarea presiunii, volumul gazului se dublează. Înseamnă că ne trebuie relația dintre presiune și volum. Și atunci scriem presiunea înmulțită cu densitatea, știm că este masa supra volum, egal constant, ceea ce înseamnă că dacă M vine înglobat în această constantă, că P supra V este constant. Deci în această transformare, raportul P supra V este constant. Și atunci e adevărat că la dublarea presiunii, volumul gazului se dublează. Deci prima variantă este adevărată. 2. În coordonate PV, acest proces este reprezentat printr-o dreaptă care trece prin origine. Da, în coordonate PV, pentru că avem această relație de proporționalitate, înseamnă că avem o dreaptă care trece prin origine. Ca reprezentare grafică pentru această transformare, deci și 2, și varianta 2 este corectă. La dublarea presiunii, temperatura absolută a gazului crește de 4 ori. Ei, acum ne trebuie o relație între presiune și temperatură. Și pentru asta folosim ecuația termică de stare P ori V egal cu nu RT și vom substitui volumul cu expresia lui din ecuația termică de stare. Și vedem că V este nu RT supra P. Obținem că P supra nu RT supra P. P trece la numărător, P ori P este P pătrat, egal constant. Și produsul nu ori R poate fi înglobat în constantă, pentru că și numărul de moli și constanta generală a gazelor sunt, au valori constante. Și obținem că P pătrat supra T este constant. Și înseamnă că e adevărat ce se spune la varianta a treia de răspuns, la dublarea presiunii, temperatura gazului crește de 4 ori, temperatura absolută. Într-adevăr, dacă dublezi presiunea, numărătorul crește de 4 ori și atunci și numitorul trebuie să crească de 4 ori pentru ca să rămână acest raport constant, deci e adevărat și ceea ce se spune la varianta 3. 4. În această transformare, delta U este nu ori CV ori delta T. Delta U este nu ori CV ori delta T în orice transformare. Pentru că energia internă este mărime de stare. Ea depinde doar de temperatură. Așa că n-are importanță cum am ajuns dintr-o stare în alta. Contează doar temperaturile celor două stări și delta U se calculează pentru orice fel de transformare, nu orice V ori delta T, deci și pentru transformarea noastră, așa că e adevărat și ceea ce se spune la punctul 4. Ceea ce înseamnă că toate aceste variante sunt corecte, trebuie să răspundem cu E. Referitor la modelul gazului ideal, este adevărat că
Aici vedeți principalele proprietăți ale unui gaz ideal. Voi vorbi mai pe larg despre gazul ideal într-un viitor curs de teorie cinetică moleculară. Dar plecând de la aceste proprietăți, să vedem care variante sunt corecte. 1. Forțele de interacțiune dintre particule sunt foarte puternice. Dimpotrivă, în modelul gazului ideal, neglijăm forțele dintre molecule. Avem forțe între molecule doar în momentul ciocnirii, dar asta e altceva. Nu există, în schimb, forțe atunci când moleculele se găsesc la distanță una de cealaltă. Din acest motiv nici nu avem energii potențiale, avem doar energii cinetice. Deci, prima variantă nu este corectă. 2. Particulele sunt considerate puncte materiale. Da, e adevărat, moleculele, particulele sunt considerate fără dimensiuni. Neglijăm dimensiunile lor, ceea ce înseamnă că sunt într-adevăr puncte materiale. Adevărat. 3. Particulele nu au masă. Ba da, un punct material se numește punct material pentru că are masă. E modelul unui mobil. Deci moleculele au masă, dacă n-ar avea masă, gazul n-ar avea presiune. 3. Nu este deci o variantă corectă. 4. Particulele se ciocnesc perfect elastic cu pereții vasului în care se află gazul. Da, dacă moleculele se ciocnesc perfect elastic între ele, atunci trebuie să se ciocnească perfect elastic și cu pereții vasului, pentru că și pereții vasului sunt alcătuiți din particule. Și vom avea tot ciocniri elastice. Și asta înseamnă că sunt corecte variantele 2 și 4. Trebuie să răspundem cu C. Se consideră două surse de tensiune electromotoare identice, cu caracteristicile E mare, R mic, grupate în paralel, cu bornele de același semn în comun. Următoarele afirmații sunt adevărate. Dacă avem două surse legate în paralel, atunci tensiunea electromotoare echivalentă este dată de relația E1 înmulțit cu R mic 2 plus E2 înmulțit cu R mic 1, totul supra R mic 1 plus R mic 2. Dar în cazul nostru, sursele sunt identice. Și atunci, tensiunea electromotoare echivalentă va fi E ori R plus E ori R de 2 ori E ori R supra 2 R mic. Și găsim că în acest caz, tensiunea echivalentă este egală cu tensiunea electromotoare a unei singure surse. Deci, afirmația de la punctul 1 nu este corectă. Tensiunea electromotoare echivalentă este 2E, nu, și nici afirmația de la punctul 4, tensiunea electromotoare echivalentă a grupării de surse este E mare pe 2. Să vedem celelalte. 2. Rezistența internă echivalentă a grupării de surse este R mic. Nu este R mic, pentru că sursele fiind legate în paralel, înseamnă că rezistența echivalentă se calculează cu relația 1 pe R echivalent egal cu 1 pe R mic plus 1 pe R mic, ceea ce înseamnă că R echivalent este R mic pe 2 și nu R mic. Iar la 3 avem afirmația rezistența internă echivalentă a grupării este 2 R mic. Nu, este R mic pe 2. Înseamnă că toate variantele sunt false și trebuie să răspundem cu E. În circuitul electric din figura alăturată, prin rezistorul R5 nu trece curent, iar firele de legătură sunt ideale. Următoarele afirmații sunt adevărate. Avem un circuit care se mai numește montaj punte. Mai jos vedeți acum un desen echivalent. Și dacă prin rezistorul R5 nu avem curent, înseamnă că avem o punte echilibrată. Și dacă nu avem curent, asta înseamnă că nu avem tensiune la bornele rezistorului R5, dar ca să nu avem tensiune, trebuie ca nodurile C și D să aibă același potențial. Și pentru asta trebuie ca tensiunea între nodurile A și C, UAC,
fi egală cu tensiunea între nodurile A și D. U, A, D. Tensiunea U, A, C este de fapt tensiunea pe rezistorul R1. Și atunci este curentul care trece prin ramura de sus, să-i spunem I1, 2, înmulțit cu R1. Iar acest curent, I1, 2, conform legii lui Ohm, este tensiunea pe ramură, adică U, AB, tensiunea între nodurile A și B, împărțită la R1 plus R2. Și atunci, tensiunea UAC va fi I1, 2, adică UAB supra R1 plus R2, înmulțită cu R1. Și acum, UAD. UAD este tensiunea pe rezistorul R3. Și atunci avem U AD egal cu curentul prin acest rezistor, să-i spunem I3-4, înmulțit cu R3. Dar I3-4, conform legii lui Ohm, este tensiunea pe această ramură, pe ramura de jos, care este tot UAB, împărțită la R3 plus R4, rezistența acestei ramuri. Și atunci UAB va fi I3-4, adică UAB supra R3 plus R4, înmulțit cu R3. Și aceste două tensiuni trebuie să fie egale din moment ce nu avem curent prin rezistorul R5. Dacă le egalăm, obținem că R1 supra R1 plus R2 este egal cu R3 supra R3 plus R4. De aici rezultă R1 înmulțit cu R3 plus R1 înmulțit cu R4 egal cu R1 înmulțit cu R3 plus R2 înmulțit cu R3. Și se vede că putem reduce termenii R1, R3 și rămânem cu R1 înmulțit cu R4 trebuie să fie egal cu R2 înmulțit cu R3. Sau R1 supra R2 este egal cu R3 supra R4, care este condiția de echilibru pentru o punte. Raportul rezistențelor R1 și R2 trebuie să fie egal cu raportul rezistențelor R3 și R4. Și acum să vedem ce variante avem. 1. VA egal cu VB. Nu, potențialele punctelor A și B nu sunt egale, pentru că avem un curent și avem niște rezistori acolo care au împreună o anumită rezistență. Deci dacă am și curent și rezistență, am o tensiune între punctele A și B și atunci potențialele în punctele A și B, nodurile A și B, nu sunt egale. 2. RAB egal cu 100 de ohmi. Ca să putem calcula rezistența echivalentă a circuitului, trebuie să-l calculăm întâi pe R3, dar îl putem calcula din această proporție. R3 este egal cu R1 ori R4 supra R2. Și atunci R3 va fi 50 ori 4, nu? 50 R1 înmulțit cu R4, care este 2, 50 ori 2 supra R2, care are valoarea 4 ohm. Și găsim pentru R3 atunci
25 de ohmi. Și acum putem calcula rezistența echivalentă a circuitului nostru. Dacă prin rezistorul R5 nu avem curent, circuitul este echivalent cu un circuit în care R5 nici nu există. Și atunci e ușor să calculăm acum rezistența echivalentă a acestui circuit, pentru că acum știm valorile tuturor rezistențelor. Ele sunt cele pe care le vedeți pe tablă. R1 și R2 sunt legate în serie și atunci am odată R serie 1 egal cu 54 de ohmi. R3 și R4 îmi dau R serie 2, care va fi 25 plus 2, 27 de ohmi. Și atunci 1 supra R echivalent, pentru că aceste două ramuri sunt legate în paralel, este egal cu 1 pe 54 plus 1 pe 27. Aici se amplifică cu 2 și avem 3 pe 54, ceea ce înseamnă că R echivalent va fi 54 supra 3 ohmi, adică va fi 3 în 5 odată în 24 de 8 ori 18 ohmi. Și nu atât cât ni se spune la punctul 2, că RAB ar fi 100 de ohmi, deci nici varianta 1, nici varianta 2 nu sunt adevărate. 3. Rezistoarele R1 și R2 sunt conectate în paralel, nu? Ele sunt conectate în serie, deci nici varianta 3 nu este adevărată. R3 egal cu 25 de ohmi. Da, acest lucru este adevărat. Deci, singura variantă corectă fiind 4, trebuie să răspundem cu D. Despre lumină este adevărat că este undă electromagnetică transversală. Da, lumina este undă electromagnetică și este și transversală, pentru că așa cum arată această animație, vectorii E și B, intensitatea câmpului electric, respectiv inducția magnetică, oscilează perpendicular pe direcția de deplasare, ceea ce înseamnă că avem o undă transversală. 2. Poate fi total polarizată prin reflexia pe o oglindă dielectrică la incidență sub unghiul Brewster. Așa este. Lumina poate fi polarizată parțial atunci când cade pe suprafețele unor dielectrici și poate fi polarizată total dacă unghiul sub care cade este unghiul Brewster. Deci, e adevărat că poate fi polarizată prin reflexie la incidența sub unghiul Brewster. Poate fi și total polarizată. 3. Câmpul electric este responsabil pentru senzația luminoasă. E adevărat, senzația luminoasă este provocată de câmpul electric și nu de câmpul magnetic. 4. Vectorul, intensitatea câmpului electric, oscilează paralel cu direcția de propagare a luminii. Să mai vedem o dată animația. Atât E cât și B oscilează perpendicular pe direcția de propagare și nu paralel, ceea ce înseamnă că afirmația de la punctul 4 nu este adevărată. Sunt corecte, deci, variantele 1, 2 și 3. Trebuie să răspundem cu A. Pentru un sistem optic centrat, format din două lentile sferice subțiri alipite, care au convergențele C1 respectiv C2, este adevărat că două lentile alipite au o convergență ca sistem dată de suma convergențelor lor. Deci C este C1 plus C2. Și atunci să vedem ce variante de răspuns avem. La 4 avem convergența sistemului, se calculează cu formula C sistem egal cu C1 plus C2, variantă corectă. 1 va forma întotdeauna imagini reale. Depinde de convergență. Nu știm dacă această convergență va fi pozitivă sau negativă. Deci nu putem spune că va da întotdeauna imagini reale. Și chiar dacă convergența e pozitivă,
putem obține și imagini virtuale. Depinde de distanța de la obiect la sistemul celor două lentile. Deci afirmația 1 nu este corectă. 2. Distanța focală a sistemului se calculează cu formula F1 înmulțit cu F2. Să vedem. Convergența totală este 1 supra F, F echivalent, egal cu 1 supra F1 plus 1 supra F2, pentru că asta înseamnă convergență. Convergența este invertul distanței focale. Și atunci înseamnă că F echivalent este egală cu F1 înmulțit cu F2 supra F1 plus F2. Și nu așa cum se afirmă la punctul 2. Deci și a doua afirmație este greșită. 3. Va forma întotdeauna imagini drepte. Dacă poate forma atât imagini reale cât și virtuale, înseamnă că uneori imaginile sunt drepte, alteori sunt răsturnate. Deci asta înseamnă că singura variantă corectă este cea de la punctul 4, așa că trebuie să răspundem cu D mare. Despre fenomenul de dispersie, este adevărat că reprezintă variația indicelui de refracție al mediului în funcție de lungimea de undă a luminii. Reprezintă variația indicelui de refracție în funcție de frecvența luminii, deci și în funcție de lungimea de undă, așa că e adevărată afirmația. 2. Este normală dacă indicele de refracție este mai mic decât 1. Nu, dispersia este normală dacă indicele de refracție crește odată cu frecvența și nu are legătură cu valoarea indicelui de refracție. 3. Explică descompunerea luminii albe în radiațiile componente la trecerea acesteia printr-o prismă optică. Da, tocmai datorită variației indicelui de refracție cu frecvența, sunt separate culorile și putem să producem fenomenul de dispersie a luminii. Deci e adevărat. 4. Este anomală dacă indicele de refracție este negativ. Nu. Este anomală dacă indicele de refracție scade odată cu creșterea frecvenței, adică din nou nu are legătură cu ce valoare are indicele de refracție. Așa că sunt corecte variantele 1 și 3, trebuie să răspundem cu B. Despre viteza termică a unui gaz ideal este adevărat că chiar în ultimul curs scurt de termodinamică, publicat foarte de curând, am arătat că viteza termică, care este de fapt radical din viteza pătratică medie, se poate calcula cu relația radical din 3RT supra mu, unde R este constanta generală a gazelor, T este temperatura absolută și mu este masa molară. Și atunci să alegem variantele corecte. 1. Crește cu creșterea temperaturii. Da, dacă crește temperatura, crește și viteza termică. Depinde de masa de gaz. Nu depinde de masa de gaz, de cât gaz avem. 3. Depinde de masa molară a gazului. Da, asta e adevărat. 4. Crește cu creșterea volumului gazului. Nu are legătură cu ce volum ocupă gazul. Contează doar temperatura și masa molară. Așa că avem din nou corecte variantele 1 și 3 și trebuie să răspundem iar cu B. Se consideră o peliculă transparentă subțire de apă cu săpun cu indicele de refracție NP al peliculei 1,5. De grosime 0,6 micrometri, să o notăm cu D mic, 0,6 micrometri. O rază de lumină albă este incidentă normal pe suprafața peliculei. Ea conține lungimi de undă între 390 și 770 de nanometri.
390, 770 de nanometri și amestecul acestor culori ne dă senzația de lumină albă, se obține maxim de interferență în urma reflexiei pe cele două fețe ale peliculei pentru următoarele lungimi de undă. În acest desen vedeți cum o parte din lumina care cade normal pe prima față se reflectă, este raza colorată cu albastru, o parte intră în materialul din care este alcătuită lama cu fețe plan paralele și suferă reflexie pe cealaltă față, după care se întoarce și se va propaga până la urmă pe aceeași direcție cu prima rază. Aceasta a doua rază este desenată cu roșu. Ca să putem discuta despre interferență în urma reflexiei, în urma acestei duble reflexii, trebuie să vedem cât este diferența de drum. Raza roșie trebuie să parcurgă distanța D, dar pe noi ne interesează drumul optic, așa cum mai trebuie să înmulțim cu N, de două ori, pentru că trebuie să ajungă odată de la prima suprafață la a doua și apoi de la a doua înapoi la prima. Și mai apare, pentru că prima rază, cea albastră, la reflexie pierde jumătate de lungime de undă, mai trebuie să adăugăm plus lambda pe 2. Deci aceasta este delta, diferența de drum dintre cele două raze reflectate, una pe prima suprafață, una pe cealaltă. Și această diferență de drum, delta, ca să avem un maxim, trebuie să aibă forma K ori lambda, unde K este un număr natural. Deci avem 2 de N plus lambda pe 2, trebuie să fie de forma K ori lambda. Adică 2 de N trebuie să fie egal cu K ori lambda minus lambda pe 2. Deci 2 de N trebuie să fie de 2 ori K minus 1 supra 2. Dacă înmulțim cu 2, 4 de N este 2 K minus 1. Aici am uitat să pun lambda. Lambda. Așa că putem să calculăm lungimile de undă pentru care putem avea un maxim folosindu-ne de această relație 4 de N supra 2 K minus 1 și dându-lui K valorile despre care am vorbit. Deci în lumina albă care cade pe lama cu fețe plan paralele avem toate lungimile de undă din acest interval. Dar pentru a avea un maxim de interferență în urma dublei reflexii, lungimea de undă trebuie să satisfacă această condiție. Așa că îi vom da lui K valorile pe care le vedeți, obținând diferite lungimi de undă și observând care dintre ele se găsesc în acest interval. Să vedem. Lambda 1 este pentru cazul în care K este 1, dar atunci voi avea la numitor 1. Așa că lambda 1 va fi 4 ori D ori N. Adică 4 înmulțit cu 0,6 micrometri, dar ca să fie nanometri, înmulțesc cu 10 la a treia, înmulțit cu 1,5, indicele de refracție. Și atunci lambda 1 va fi 4 ori 1,5 e 6, 6 ori 0,6 este 3,6, ori 10 la a treia nanometri. Deci lambda 1 este 3600 de nanometri, care este în afara acestui interval. Lambda 2 va fi
3600 de nanometri, 4dN, supra 2 ori 2, 4 minus 1, 3. Va fi 3600 nanometri supra 3, adică 1200 de nanometri, care din nou e în afara acestui interval. Lambda 3 va fi 3600 nanometri supra 2 ori 36 minus 1, 5, adică 5 în 35 de 7 ori, în 10 de 2 ori, 720 de nanometri, care este în acest interval. Acum, dacă vom face calculele pentru lambda 4 și lambda 5, vom obține lungimi de undă care se găsesc încă în acest interval, puteți să verificați, dar care nu apar ca variante de răspuns. Așa că singura lungime de undă care apare la variantele de răspuns fiind 720 de nanometri, răspunsul corect este cel de la varianta 4. Trebuie deci să răspundem cu D. Se consideră o lentilă subțire convergentă plasată în aer. Următoarele afirmații sunt adevărate. Lentila are focare reale. Da, pentru că dacă e convergentă, înseamnă că adună razele care vin paralel cu axa optică principală într-un punct, focarul, și nu prelungirile razelor se adună într-un punct. Deci focarele sunt reale. 1. Afirmația de la punctul 1 este adevărată. 2. Lentila va forma întotdeauna imagini reale. Nu, o lentilă convergentă poate forma imagini reale sau virtuale, depinde de distanța de la obiect până la lentilă. Deci a doua afirmație nu este adevărată. 3. Lentila are convergență pozitivă. Da, din moment ce focarul este real, înseamnă că este la dreapta lentilei și înseamnă că distanța focală este pozitivă. Atunci convergența, care e 1 supra F, este și ea pozitivă. Deci 3 este o afirmație adevărată. 4. Lentila poate fi utilizată pentru corectarea miopiei. Nu, pentru că în cazul miopiei trebuie să folosim lentile care produc o imagine virtuală mai aproape de ochi decât distanța până la obiect. Și numai o lentilă divergentă poate să facă așa ceva. Deci sunt corecte variantele 1 și 3. Trebuie să răspundem cu B. Care dintre următoarele mărimi fizice depind de masa sistemului? 1. Capacitatea calorică. Capacitatea calorică este masa înmulțită cu căldura specifică. Deci, da, depinde de masa sistemului. 2. Căldura latentă. Căldura latentă, să-i spunem Q indice L, este masa sistemului înmulțită cu căldura latentă specifică de topire, de vaporizare și așa mai departe. Deci și ea depinde de masa sistemului. 3. Căldura. Adică căldura pe care o schimbă sistemul cu exteriorul. Da, ea depinde de masa sistemului, evident. Un sistem cu masă mică, în același tip de transformare, va putea schimba mai puțină căldură cu exteriorul decât un sistem cu masa mare. 4. Căldura specifică. Căldura specifică este raportul dintre căldura pe care o schimbă un corp și masa corpului înmulțită cu variația de temperatură. Deci, unitatea ei de măsură este joule pe kilogram grad, ceea ce înseamnă că este o mărime care caracterizează o substanță, este o constantă de material, joule pe kilogram grad. Deci nu depinde de masă, pentru că, repet, este o constantă de material. Așa că avem adevărate, corecte,
afirmațiile de la 1, 2 și 3, trebuie să răspundem cu A. O lentilă plan-concavă din sticlă cu indicele de refracție 1,5, aflată în aer, cu indicele de refracție 1, ceea ce înseamnă că viteza luminii în aer o considerăm egală cu viteza luminii în vid, are raza de curbură de 20 de centimetri. Următoarele afirmații sunt adevărate. O lentilă plan-concavă arată așa cum vedeți acolo, iar convergența unei lentile se calculează cu formula N-1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. Și în cazul nostru, R1, raza de curbură a primei fețe, a celei din stânga, este infinită, pentru că acolo avem o suprafață dreaptă. Și atunci acest termen dispare. Și avem C egal cu N 1,5 minus 1 înmulțit cu minus 1 supra raza de curbură este 20 de centimetri, dar trebuie să lucrăm în metri, 0,2 metri. Și atunci convergența va fi, aici avem 0,5 înmulțit cu minus 5, 1 pe metru sau dioptrie, metru la minus 1, adică va fi minus 2,5 dioptrii, minus 2,5 dioptrii. Semnul minus ne arată că avem o lentilă divergentă. Este divergentă pentru că e mai subțire la mijloc decât la margine. Să vedem ce afirmații, ce variante de răspuns avem. Lentila este divergentă, da, adevărat. Convergența lentilei are valoarea de minus 2,5 metru la minus 1, e adevărat. Distanța focală a lentilei este de 40 de centimetri. Distanța focală este 1 supra C, adică în cazul nostru este minus 1 supra 2,5, adică distanța focală este minus 2 pe 5 metri sau minus 40 de centimetri. Așa că eu aș spune că nu este corectă această afirmație, pentru că semnul e diferit. 4. Lentila are focare virtuale. Da, dacă e o lentilă divergentă, are focare virtuale. Dar, pentru că nu avem posibilitatea de a alege un răspuns care să spună că doar variantele 1, 2 și 4 sunt corecte, înseamnă că trebuie să acceptăm și varianta 3. Distanța focală este de 40 de centimetri, este atâta în modul și atunci trebuie să răspundem cu E, considerând că toate variantele sunt corecte. Despre ciclul Carnot se poate afirma că 1. Randamentul său nu depinde de natura substanței de lucru, așa este. Randamentul unui ciclu Carnot nu depinde de ce fel de gaz suferă transformările care apar în ciclu. 2. Este format din două procese adiabatice și două procese izocore. Așa arată un ciclu Carnot și, după cum vedeți, este alcătuit din două procese adiabatice și două izoterme. Deci, varianta 2 nu este corectă. 3. Randamentul său depinde numai de temperatura sursei calde și de temperatura sursei rece. Randamentul ciclului Carnot este 1 minus T2 pe T1. T2 este temperatura sursei reci, T1 temperatura sursei calde și, într-adevăr, după cum vedeți, randamentul depinde numai de aceste temperaturi. Deci, varianta 3 este corectă. 4. Are randamentul de 100%. Nu, niciun ciclu nu poate avea randamentul 100%. Tocmai asta ne arată principiul al doilea.
dar are randamentul maxim posibil între cele două temperaturi pentru o mașină termică care ar lucra între aceste două temperaturi. Așa că variantele corecte sunt 1 și 3. Trebuie să răspundem cu B. Un mol de gaz ideal monoatomic primește izobar o cantitate de căldură Q. Următoarele afirmații sunt adevărate și, după cum vedeți, avem relații între lucru mecanic și căldură pe de o parte și variația energiei interne și căldură. Noi avem o transformare izobară și într-o transformare izobară, căldura schimbată cu exteriorul se calculează cu relația nu ori Cp ori delta T. Variația energiei interne este întotdeauna nu ori Cv ori delta T. Iar lucrul mecanic se poate calcula din ecuația principiului întâi, care spune că Q este egal cu delta U plus L, atunci L va fi Q minus delta U și se poate arăta că el va fi nu R ori delta T. Pentru că vom avea aici Cp minus Cv și relația lui Robert Mayer ne spune că Cp minus Cv este R. Și atunci să verificăm relațiile pe care le avem la răspunsuri. Relația dintre L și Q. Dacă facem raportul L supra Q, vom avea nu R ori delta T supra nu ori Cp ori delta T. Nu se simplifică și delta T și obținem că L supra Q este R supra Cp, dar pentru că e vorba despre un gaz monoatomic, Cp este 5 pe 2 R. R se simplifică și obținem că L este egal cu Q împărțit la 5 pe 2, adică 2 supra 5 Q. Și asta înseamnă că prima relație este corectă. Și acum să vedem relația dintre delta U și Q, să facem raportul delta U supra Q, vom avea nu ori Cv ori delta T supra nu ori Cp ori delta T. Și din nou, pentru că e vorba despre un gaz monoatomic, Cv este 3 pe 2 R, Cp este 5 pe 2 R, așa că după ce facem simplificările, aici rămâne doar 3 supra 5. Și înseamnă că delta U este 3 pe 5 Q. Delta U este 3 pe 5 Q, adică a treia variantă este variantă corectă. Și asta înseamnă că sunt corecte variantele 1 și 3. 2 nu mai poate fi corectă dacă 1 e corectă. Iar la 4 avem delta U egal cu Q plus L, nu? Ecuația principiului spune Q egal cu delta U plus L. Așa că trebuie să răspundem cu B. Un mol de gaz ideal monoatomic efectuează procesul termodinamic 1-2 reprezentat în coordonate ρT, densitate funcție de temperatură absolută conform figurii. Următoarele afirmații sunt adevărate. Întâi, trebuie să observăm că densitatea e constantă. Dar densitatea este masa supra volum. Și asta înseamnă că volumul în această transformare este constant, adică transformarea este izocoră.
o transformare izocoră în care crește temperatura. Prima variantă spune gazul efectuează lucru mecanic asupra exteriorului. Dacă volumul e constant, nu se efectuează lucru mecanic. Nu e adevărat această afirmație? 2. Presiunea gazului crește. Într-o transformare izobară avem P supra T constant. Și atunci, dacă temperatura crește, se vede de pe grafic în această transformare, temperatura crește, crește și presiunea. Deci, 2 e adevărat. 3. Volumul gazului crește. Nu, volumul este constant. Transformarea este izocoră. 4. Energia internă a gazului crește. Energia internă este funcție de temperatură. Deci dacă temperatura crește, și energia internă crește. Așa că avem corecte variantele 2 și 4, ceea ce înseamnă că trebuie să răspundem cu C mare. Vă doresc succes în pregătire. Găsiți toate materialele teoretice de care aveți nevoie pentru a rezolva astfel de probleme în linkurile pe care le găsiți în descriere. La revedere!